Suntem prezenți în seara aceasta, iubiți credincioși, alături de preasfințiții noștri, mai mulți preoți, pentru a cinsti memoria părintelui Gaspar Bachmayer, fost paroh și rector al Institutului Teologic, de la cărui moarte se împlinesc astăzi 50 de ani. De asemenea, ne rugăm la această sfântă liturghie și pentru răposații Lucica, Iosif, Tereza și Anton. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi și cu Duhul Sfânt. Fraților, să ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, ca să vă rugați pentru mine,
la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Slujitorului tău, preotul Gașpar Bachmaier, pe care l-a împodobit cu misiunea sacră pe când era în această lume, să se bucure pururi în gloria lăcașurilor cerești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Israel a plecat împreună cu tot ce avea. A ajuns la Beerșeva și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac. Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o viziune de noapte. Iacob, Iacob. El a răspuns, iată-mă. El a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo voi face să fie din tine un neam mare. Eu voi coborâ cu tine în Egipt și tot eu te voi face să urci. Iar Iosif își va pune mâna peste ochii tăi. S-a ridicat Iacob de la Beerșeba, iar fiii lui Israel i-au dus pe Iacob tatăl lor și pe copiii și soțiile lor în casele pe care le trimisese faraon ca să-i aducă. Au luat cu ei turmele și averea pe care o adunaseră în țara Canaan. Au venit în Egipt Iacob și toată descendența sa împreună cu el, fiii lui și fiii fiilor lui, fiicele lui și fiicele fiilor lui, toată descendența sa a adus-o în Egipt. Iacob l-a trimis pe Iuda înaintea sa la Iosif ca să-i pregătească sosirea în ținutul Goșen și i-au ajuns în ținutul Goșen. Iosif și-a legat carul și a urcat să-l întâmpine pe Israel, tatăl său, în Goșen. Îndată ce l-a văzut, a căzut pe gurmazul lui și a plâns pe gurmazul lui îndelung. Israel i-a spus lui Iosif, de acum pot să mor, căci ți-am văzut fața și pentru că mai ești încă viu. Cuvântul Domnului. Mântuirea celor drepți vine de la Domnul. Mântuirea celor drepți vine de la Domnul. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește pe pământul și păstrează-ți credința. Caută-ți bucuria în Domnul și El ți va da după cererele inimii tale. Mântuirea celor drepți vine de la Domnul. Domnul cu
cunoaște zilele celor neprihăniți, moștenirea lor este veșnică. Ei nu rămân de rușine în timpul cel rău și în zilele de foamete sunt săturați. Mântuirea celor drepți, binele la Domnul. Îndepărtează-te de rău și fă binele și vei avea o casă pentru totdeauna. Căci Domnul iubește judecata și nu părăsește pe credincioșii săi pe veci, îi va ocroti și descendența celor nelegiuiți va fi nimicită. Mântuirea celor drepți, binele la Mântuirea celor drepți vine de la Domnul, El este ocrotitorul lor în timpul strâmtorării. Domnul le vine în ajutor și eliberează, îi scapă de cei nelegiuiți și îi mântuiește, pentru că în El și-au căutat refugiu. Mântuirea celor drepți, vine de la Domnul. Aleluia, aleluia, aleluia. Când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul și vă va aminti toate câte vi le-am spus eu, spune Domnul. Aleluia, aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus i-a trimis pe cei 12 poruncindu-le: Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți așadar înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbei. Fiți atenți la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor biciui în sinagogile lor. Și veți fi duși din cauza mea înaintea guvernanților și a regilor ca mărturie înaintea lor și a păgânilor. Când veți fi dați pe mâna lor, nu vă preocupați cum sau ce veți vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiți, pentru că nu sunteți voi cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este Cel care vorbește în voi. Frate pe frate va da la moarte și tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți din cauza numelui meu. Însă cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit. Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiți în alta, căci adevăr vă spun, nu veți termina cetățile lui Israel până când va veni Fiul omului. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-e, Hristos. Preasfințite Iosif, preasfințite Petru, cu cernici, frați concelebranți, iubiți frați și surori în Hristos. După cum observați, suntem aici pentru o celebrare aniversare. 50 de ani de la trecerea la Domnul a unui slujitor ilustru al diecezei noastre, al episcopiei, al parohiei, catedralei, al seminarului nostru,
Părintele profesor dr. Gaspar Bachmeier. Aș vrea să-mi permiteți să fac o mică incursiune, foarte mică incursiune lexică, cu privire la două, să zicem așa, sunete litere din alfabetul nostru. Consoana A10 din alfabet, care este M sau M, și vocala A, care exprimă ceea ce vrea să fie împrejurarea de față cu niște învățăminte duhovnicești, zic eu, foarte importante. E vorba de aceste sunete din alfabet care dau mult de gândit la două cuvinte și anume litera M mare urmată de cea mic cu M mic, care intercalate între două vocale, în prima vocală practic de la alfabet face cuvântul mama. Mama, cuvânt magic, pe care Dumnezeu a rânduit-o să fie aceea care aduce viață în lume. Deci începutul pelerinajului nostru terestru este strâns legat de mama. Suntem aici la Sfântul Altar și mozaicul Preasfintei Fecioare Maria străjuiește în fața noastră pe ea, pe care o cunoaștem, o venerăm, o numim, o chemăm mama noastră cerească, regina cerului și a pământului. Al doilea cuvânt cu aceleași două consoane, M mare și M mic, dar ceva mai aparte, este o propoziție simplă, foarte cunoscută de altfel în gândirea omenirii și chiar a noastră, a creștinilor, anume cuvânt, propoziția Memento Mori, care însemnează adu-ți aminte că ai să mori, adu-ți aminte de moarte. E foarte important ca să ne gândim, să aprofundăm, să fim urmăriți mereu de această avertizare din care de la prima clipă a pelerinajului nostru terestru până în ultima clipă ne urmărește, vrând, nevrând, dar mai bine dacă vrem și dacă dăm importanța cuvenită acestei scurte avertizări, Memento Mori, devenim foarte bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, ființele cele mai realizate, adică orientați de înțelepciunea acestor două cuvinte, viața noastră astfel se desfășoară, care ne trimite mereu la Dumnezeu, cel unic în ființă și întreit în persoane, la poruncele sale sfinte, la Sfânta Biserică, pe care o numim taina, sacramentul mântuirii noastre, și ceea ce este cât se poate de important pentru credința noastră, după ce în cea mai mare parte a crezului am mărturisit credința în Dumnezeu, ultimele două articole din crez se referă și le punem în legătură cu Memento Mori. Cred în învierea morților și viața cea veșnică. Fericit omul, fericit de fiecare dintre noi, care astfel își trăiește viața, condus
de învățătura Bisericii, de poruncele sfinte, de toate sfintele taine ca izvoare de har, dar mereu duși, orientați de această avertizare, în lumina lui Memento Mori. Să vă spun un amănunt, poate o să zâmbiți, sau dar vă rog să credeți că este foarte real ce vă spun acum. Cu 82 de ani în urmă, când am intrat în seminarul de Cezan, după patru clase primare, în regulamentul seminarului, în programul spiritual, înainte de rugăciunea de seară, aveam un sfert de oră de lectură spirituală. Și ca document sau ca și un manual, o carte care din care se citea în această lectură spirituală, avea ca titlu Pregătire la moarte, scrisă de Sfântul Alfons Maria de Liguori. Bănuiala mea că veți zâmbi la ce v-am spus acum este că pentru niște copii de 11 ani, un an întreg am avut ca lectură spirituală această carte. Și consider eu că superiorii seminarului s-au gândit foarte bine când ne-au pus în față ca lectură spirituală această carte, anume în mintea noastră de copii în dezvoltare, această idee că noi suntem sub straja sau sub această lumină a unui sfârșit care vrem să fie cât mai fericit, de aceea nu era superfluă această lectură și această formare ad hoc. Iubiți frați și surori în Hristos, cu siguranță gândul la cele din urmă, cum spunem noi, cele din urmă ale omului, care este moartea, judecata și verdictul care se dă după judecata, particulară și apoi cea universală, este de cea mai mare importanță pentru noi. Și ca să fim cât se poate mai convinși de acest adevăr, se spune iarăși într-un dicton latin, sicut vita finis ita. Dacă vrem ca sfârșitul să fie fericit, trebuie să fie și viața întreagă, tot așa ca o realitate care conduce la sfârșitul cel fericit. Iar Memento Mori ne ajută foarte mult în această privință. Acum vreau să vă spun câteva cuvinte despre momentul pe care îl celebrăm acum, la acești 50 de ani de la trecerea la Domnul a ilustrului părinte profesor dr. Gaspar Bachmayer. Sunt unul din cei care l-am cunoscut foarte bine. Nu sunt singurul, deși sunt cel mai în vârstă, mai sunt aici încă trei foști elevi ai ilustrului profesor, și anume preasfințitul Petru, părintele Budula Ieronim și părintele Jicmon Ioan. Toți i-au fost elevi, studenți, pe parcursul formării la Sfânta Preoție, formării teologice. De aceea am voit să fim împreună la acest jubileu, acest aniversare. Preasfințitul Iosif era mai sigur, e mult mai tânăr ca noi și de aceea nu l-a avut profesor pe părintele Bachmayer, dar în primii doi ani de seminariat al preasfinției sale, părintele Bachmayer era rector la seminar. Deci doi ani din pregătirea, din viața lor seminarială, au fost
l-au cunoscut pe părintele Bachmeier. Mai sunt și alții, cei mai tineri, bineînțeles, de chiar dintre enoriașii parohiei de Iași, cei care-s trecuți bine de 50 de ani, își amintesc de el, l-au cunoscut un om, după expresia părintelui Ioan Jigman, mi l-a spus în sacristie, un om foarte simpatic și un om foarte bine orientat. Față de ce voiam eu să spun, cum l-am cunoscut eu personal în cei 9 ani cât mi-a fost profesor, iar 6 ani am fost împreună dascăl la seminarul diecezan. Un om de statură înaltă, un neamț, sadea, șvab, originar din colonia germană din sudul Basarabiei. Era acolo o colonie încă din secolul al XVIII-lea. Țarinele ruse aduceau din Occident, din diferite țări și mai ales din Germania, pentru că mulți țari au luat țarii drept soții principese germane. Și așa încât s-a format în Rusia, Basarabia atunci nu aparținea încă la Rusia, ea a devenit provincie a Imperiului Țarist de-abia în 1812, în urma unui război cu turcii și printr-un abuz de tratative, așa zise, de pace, au luat din trupul Moldovei teritoriul între Rut și Nistru. Deci, părintele Bachmeier a fost născut acolo în timp ce Basarabia era sub Imperiul Țarist. Dar el s-a născut la 13 noiembrie 1909. După câțiva ani, după primul război mondial, Basarabia a revenit la trupul Moldovei, adică la trupul României Mari. Bineînțeles, tot ce era de confesiune romano-catolică din Basarabia, că erau germani, că erau polonezi sau de alte etnii, au revenit prin hotărârea Sfântului Scaun ca făcând parte la Episcopia de Iași. Așa se face că atât elevul, băiatul Gaspar Bachmeier, împreună cu alți doi colegi de-ai săi, părintele Carol Zön și Albert Weber, au venit în seminarul din Iași, au făcut aici gimnaziul, 4 ani, apoi liceul la București, iar părintele Bachmeier și cu părintele Carol Zön au făcut studiile teologice la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Statale din Strasburg, între anii 1929-1933. Pe 16 iulie au fost hirotoniți preoți acolo, la Strasburg. Părintele Bachmeier, după hirotonire, a venit la Iași, a lucrat în cadrul episcopiei și ca profesor la seminar vreo câțiva ani, vreo 3 ani, după care episcopul de atunci, Mihai Robu, văzând capacitatea lui intelectuală, disponibilitatea lui în studiile teologice, l-a trimis ca bursier în Germania, la Tübingen, pentru a se pregăti, a face studii doctorale, ceea ce s-a și desăvârșit prin doctoratul în drept canonic. Întors la Iași, după acest doctorat, în 1939, a fost la dispoziția episcopiei un consilier foarte căutat, foarte destoinic, și apoi profesor la seminar în specialitatea aceasta a dreptului canonic și a exegezei biblice. Lucrurile au mers așa până în 1948, când regimul comunist ateu instaurat au confiscat seminariile
din toată țara, au lăsat chipurile un singur seminar, acela din Alba Iulia, și, bineînțeles, până în 1956, aici, în Iași, nu au mai putut să-și pregătească elevi la preoție dieceza de Iași. În 1956, când ne-am întors, ni s-a dat înapoi clădirea de pe Copou, până astăzi, acolo, în această clădire, adică vechea clădire, care apoi a fost avariată din cutremurul din 1977 și apoi s-a făcut ceea ce este astăzi. Dacă vrem să rezumăm în câteva cuvinte personalitatea ilustrului preot profesor dr. Bachmeier, am putea spune, să folosim cuvintele care sunt pe epitaful care este la picioarele crucii monumentale din cadrul cavoului actual al preoților din cimitirul Eternitatea. Aceste cuvinte sunt următoarele, pe scurt. Pios, slujitor al altarului. Distins, profesor. Paroh al Catedralei din Iași și protopop al districtului, a decanatului de Iași. Director al seminarului și rector al Institutului Teologic, 4 ani de zile, după ce Părintele Trifaș, care fusese primul rector după revenire, a decedat, atunci Părintele Bachmeier l-a urmat la rectoratul seminarului timp de 4 ani de zile, până când și el a fost chemat la Domnul. O altă notă caracteristică a părintului a fost aceea, că a fost un semănător de credință și dragoste față de Dumnezeu și oameni în sufletele elevilor, studenților și enoriașilor parohiei Iași. Am putea spune, se conclude acest epitaf cu cuvintele suflet blând și foarte deschis față de oameni. Iată în câteva cuvinte această personalitate și să și confirm ceea ce a spus și Părintele Ioan Jicman, un om foarte amabil, afabil, totdeauna gata să-ți dea un sfat cel mai potrivit pentru situația, în orice situație te-ai fi aflat. Cât privește profesoratul lui, era un model, pentru că era foarte bine pregătit, deci competent în tot ceea ce preda, și apoi și faptul că era foarte deschis, foarte răbdător, foarte echilibrat în toate, ceea ce i-a atras simpatia tuturor. L-am regretat cu toții. Mi-aduc aminte că, parcă ar fost ieri, el a decedat pe 9 iulie, în timp ce mergea de la București spre Constanța, într-o mașină particulară, a avut un stop cardiac și n-a mai putut fi salvat, încât ziua următoare, împreună cu Părintele Ferenț Eduard, de la seminar, a mers cu un microbuz și i-am adus sicriul de la Constanța până la Iași, unde a avut loc înmormântarea pe 11 iulie 1971. În sufletele noastre persistă această figură luminoasă, simpatică, totdeauna bine dispus să fie slujitor al tuturor. Dumnezeu să-l fericească cu cei drepți după toată munca pe care a depus-o în servirea diecezei noastre de Iași. Să-l se odihnească în pace prin mila lui Dumnezeu. Amin.
Fraților prea iubiți, Dumnezeu cel atotputernic vine în ajutorul slăbiciunii și fragilității credinței noastre. De aceea ne adresăm Lui spunând, Doamne, sprijină credința noastră. Doamne, sprijină credința noastră. Pentru credința perseverentă a Bisericii, dă Doamne întregii biserici să se încreadă în puterea numelui Lui Iisus, care întotdeauna săvârșește ceea ce a promis. Să ne rugăm, Doamne, sprijină credința noastră. Pentru tăria martirilor, dă-le, Doamne, tuturor creștinilor curajul de a-și mărturisi credința în numele Tău, în orice împrejurare a vieții. Să ne rugăm, Doamne, sprijină credința noastră. Pentru suferința celor săraci și asupriți, dezarmează, Doamne, inima celor violenți și asupritori și ai milă și de ei. Să ne rugăm, Doamne, sprijină credința noastră. Pentru blândețea și iubirea creștinilor, reînnoiește, Doamne, eficacitatea prezenței Tale continue în lume. Să ne rugăm, Doamne, sprijină credința noastră. Pentru rugăciunea neîncetată a contemplativilor, condu, Doamne, istoria omenirii spre plinătatea revelației Tale. Să ne rugăm, Doamne, sprijină credința noastră. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care L-ai trimis pe Fiul Tău în lume ca să ia asupra Sa slăbiciunea cărnii, pentru a face să apară o viață nouă, ascultă rugăciunea poporului Tău încă pelerin spre pacea care nu are sfârșit. Tu care, fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Darurile pe care le închinăm numelui Tău, să ne purifice, Doamne, și să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieții cerești, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile! Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este
să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci prin Fiul Tău iubit, Tu l-ai creat pe om după chipul Tău și l-ai renăscut la o viață nouă. Pentru acest mister al mântuirii îți slujesc ție toate făpturile, te laudă în ceruri mulțimea celor răscumpărați și toți sfinții într-un singur gând te binecuvântează. De aceea și noi, împreună cu corurile îngerilor, te preamărim și cu inimi pline de bucurie îți cântăm imnul de laudă. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sfânt. Este cerul, plivină e pământul, nemărirea ta, o slavă, Dumnezeu, Iisus, plivină este adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta,
răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif, toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorul Tău, preot Gaspar, pe care l-ai chemat la Tine din această lume. Îngăduie că, după cum prin botez a fost unit cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtaș de învierea Lui. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amen. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Minun lui Dumnezeu, care îi asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Minun lui Dumnezeu, care îi asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, ne nouă pace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Amen. O, Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Divino Iisus, în inima mea, divino căcea te dobe, plăcărea s-o cu dragostea ta, și foamea eu potolește, și foamea eu potolește. Crede că ești, Doamne, peste vânătule valătoare, ziua și noaptea de fama mea. Tu ești izvor de tărie și hară, pâine ce mi dă. Pâine ce mi dă mie viața.
să ne rugăm. Doamne, Tu ne copleșești cu darurile Tale minunate, dă-ne, Te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii și să nu încetăm vreodată a Te lăuda prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Acum și până ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu acum pentru sufletele răposaților, Părintele Gaspar Bachmayer și cei programați pentru astăzi, pentru Sfânta Liturghie și Requiem, Lucica, Iosif, Tereza și Anton, și pentru toți răposații noștri, ca Dumnezeu să-i primească în bucuriile cerului, iar nouă să ne dea fericirea să-i întâlnim într-o zi în paradis. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar în nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră primire, chiar și morții te-ai supus, și ai iubit strinia dușmanilor, pe cel ce moarte ne-am adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Mereu cu canelă la primine să vă slavă în așteptarea ta. Și atunci când vei veni la lună ta, oiește, Doamne, tâmpină. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, în duhine veșnică a luminină, să te slăvească nenecetat. Strig către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Leacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare. Cine temem de tine? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său.
mai mult decât așteaptă străjerie, e virea măsurilor, să nădăjduiască Israel, vene Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui până Israel de toate fără de nevecine voi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fără cum era la început și acum și vine pururea și în vecii vecinilor. Amin. Slivie către tine, Doamne! Fraților, ne rugăm pentru răposații pomeniți, ca la judecată Dumnezeu să fie îngăduitor cu ei, pentru că răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, nenurată de ei. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Te rugăm, Doamne, ca sufletul slujitorului Tău, preot Gașpar Bachmayer, pe care l-ai împodobit cu misiunea sacră pe când era în această lume, să se bucure pururi în gloria lăcașurilor cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Dumnezeule, Tată Atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca răposații pomeniți care în această credință au plecat dintre noi murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Odihna veșnică, dă-le-o lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Oh,
viață, noi astfel te rugăm, să ne milostivive, Părine Tău prea iubit, con dura slavă în cemeruri, pe cei